Intrată complet fără voie ei în mijlocul unui scandal pe care probabil nici ea nu-l înțelege încă, draga de Carmen de la Sălciu a acceptat să intre în legătură directă cu noi pentru a-și putea susține punctul de vedere, pentru că îl are, e unul coerent și nu știu câtă lume s-a deranjat să o întrebe. Bună, Carmen, te vedem! Bună, bună, îmi pare bine să vă văd și să vă aud. Bună, și noi la fel. Draga mea, presupun că te-ai trezit într-o dimineață cu telefonul plin de apeluri pierdute. Așa încep de obicei aceste aventuri. Exact. Da, și am ales să intru în direct la voi ca să lămuresc problema asta, pentru că am primit așa un val de reacții negative într-un scandal în care eu nu am nicio legătură și vreau să îmi puneți dumneavoastră întrebările. Eu sunt foarte deschisă să răspund tuturor celor care mă apreciază, pentru că oamenii care mă iubesc au nevoie de explicația asta. O să luăm istoric. Într-unul dintre live-urile pe care le-am făcut împreună, tu erai mai liniștită și spuneai că inima ta începe să se încălzească din nou. Da. Și noi am presupus de aici că probabil dragostea se apropie din nou de Carmen de la Sălciu, până atunci considerată a fi așa inabordabilă. Carmen se încălzește, Carmen vrea, Carmen și-ar dori, ar accepta. Era doar o încălzire, nu era nimic atunci, era doar o încălzire, pur și simplu. Eu da, recunosc că am fost scurtată de foarte mulți, n-am de ce să nu recunosc asta, dar cu adevărat o relație am de 2 săptămâni. Și acum o să te întrebăm, care este scandalul de fapt? Ai o relație de 2 săptămâni. Problema este că se presupune că persoana cu care tu ai avea o relație era căsătorită la momentul inițierii relației cu tine. Eu nu am destrămat nicio căsnicie, nici nu am intrat într-o căsnicie, pentru că ea era deja destrămată. Adică era o chestiune de timp până când divorțul lor să se concretizeze. Mai ales că el a depus actele la notar, s-a dus la vorbi la un notar, ea nu s-a prezentat, ea a plecat și de 2 luni de acasă și nu a vrut calea asta a notarului, a ales calea instanței, adică nu s-au putut înțelege. Asta e bine, asta e problema lor, eu nu mă bag în discuțiile sigur, astea. Sigur. Eu spun doar că eu am cunoscut un bărbat liber la un eveniment. Ultimele 3 evenimente la care eu am cântat și la care el a fost prezent erau evenimente private, la care eu am cântat și el a fost prezent, a venit neînsoțit. Și acolo s-au legat, adică la ultimul eveniment s-au legat anumite discuții între noi. Dar el mi-a spus cu probe, cu subiect și predicat, că el cu această femeie nu mai are nimic. Doar o chestiune de acte care se vor rezolva în momentul în care ea va dori divorțul. Noi am luat legătura cu tine și cu ajutorul tău, dar și cu ajutorul lui Marian, cu care am vorbit și o să vedem în interviul de astăzi ce ne-a declarat Marian despre acest presupus scandal. Am primit și niște acte de la el, pe care noi o să le difuzăm. E vorba despre actul prin care se dovedește că Marian a dat drumul unui proces de divorț. Deci solicitase deja divorțul în momentul în care relația dintre voi a început. Acesta este actul oficial. În prezent ei sunt despărțiți în fapt, da, de o perioadă de 2 luni de zile, circa 2 luni de zile. Cam asta scrie în acte. Aceasta este acțiunea civilă de divorț pe care Marian a intentat-o. Carmen, hai să vorbim momentan despre tine și despre relația voastră. S-au adus anumite acuzații și o să vreau să le luăm pe rând. Ai fost acuzată despre faptul că în momentul în care tu ai divorțat de fapt despre culiță, de culiță, ai afirmat că ai suferit foarte tare deoarece culiță te-ar fi înșelat. Și tu ai fost acuzată că faci același lucru în momentul ăsta și nu te gândești și la persoana care suferă. Nu este adevărat, eu am empatizat întotdeauna cu femeile și cu suferința lor și am răspuns de foarte multe ori sesiunilor de întrebări în care eram întrebată de astfel de cazuri. Am fost și eu într-un divorț, știu cum este, știu cum te simți și nu aș fi crezut niciodată cuvintele unui bărbat căsătorit dacă ele nu erau fondate. Adică am văzut cu subiect și predicat, am asistat la anumite discuții fără să vreau că așa s-a nimerit între ei doi și am dedus și am analizat foarte bine acest aspect până să intru într-un asemenea
nu știu, trio, dacă se poate spune așa. În momentul ăsta, după părerea mea, nu se poate spune trio, ca să nu fim echivoci, să nu dăm naștere unor voci care să spună, iată, Carmen însă și recunoaște că e un trio, pentru că, repet, nu. În momentul în care a început relația dintre tine și Marian, el intentase deja acțiune de divorț. Da, bănuiesc că Emanuela sau ea spune mereu că eu sunt cea de-a treia persoană care i-a stricat ei căsnicia. Eu consider că în momentul în care doi oameni nu se mai înțeleg, în momentul ăla se și produce divorțul, pentru că eu am trecut prin așa ceva și divorțul în sine sunt doar niște chestiuni de acte care... Dacă doi oameni nu se mai simt bine și... Marian, în momentul ăsta petrece mai mult timp cu tine? Da. Locuiți împreună? Încă nu. Încă nu avem doar două săptămâni. Dar vă vedeți destul de des, nu? Nu știu, pe viitor. Îți dai seama că nu o să pot să fac în momentul ăsta foarte multe... Nu o să pot să dau foarte multe detalii. Dumnezeu știe ce va fi. Noi ne dorim și cu siguranță există o relație frumoasă între noi până la momentul ăsta. Relația voastră a început acum două săptămâni și acum... O singură întrebare. Și după aia mă opresc. Am o întrebare care va spune mult celor care ne privesc și care știu la ce se uită. Carmen, partenerul tău din acest moment te face să zâmbești? Da. Asta. Mă face să zâmbesc și, nu știu, situația prin care trec îmi pare foarte rău de persoanele implicate, dar el mă face foarte mult să zâmbesc, mă face fericită. Am petrecut chiar și un mini concediu în Viena împreună și sunt foarte bine. Îmi pare rău că trebuie să trecem prin treaba asta și îmi pare rău că se speculează despre mine lucruri. Nu am încercat decât să fiu fericită și nu i-am destrămat eu căsnicia. Asta aș vrea să se știe. Se spunea despre faptul că voi vă cunoașteți de câțiva ani, de vreo 8 ani de zile. Nu v-ați întâlnit acum două săptămâni. Da, ne cunoaște de prin 2012. El avea un restaurant la care eu cântam frecvent. Fiecare joi mergeam acolo și cântam. Eram un fel de, nu știu cum să-i spun, angajată. Invitat permanent, da. Da, exista o relație de prietenie și respect și doar atât. Și ulterior eu m-am căsătorit, el a avut și ele relații, s-a căsătorit și dacă ne mai întâlneam, ne întâlneam întâmplător la evenimentele private unde eu cântam în Țara Moților și... El era prezent cu prieteni, cu nevasta, cu, nu știu, iubita de pe acea vreme, nu știu. Cum s-a întâmplat momentul, acum două săptămâni, dacă îți mai aduce aminte, cum stăteai tu liniștit așa și dintr-o dată te-a abordat Marian? Da, adică nu pot să spun că a fost un moment special. Pur și simplu cântam și în nașul lui de culunie, Claudiu și Sandra, pe care eu îi respect tare mult, el a venit la mine și a zis, uite, vezi, Marian, o divorțat, ești divorțată, ce-ar fi să aveți un început așa de poveste? Și eu nu am crezut inițial, pentru că nu era în vizorul meu povestea lui și îl cunoșteam, ne înțelegem bine, suntem de atâta timp acolo, din zona mea și... Și dimineața, când eu împărțeam banii, eram cu formația mea, el a venit la masă și eu atunci l-am întrebat așa, prietenește, ce s-a întâmplat? Ai divorțat? Nu. Noi cunoscându-ne, vă dați seama că nu mi-era greu să port o conversație cu el. Și de acolo a început și povestea noastră. În momentul în care tu l-ai întrebat pe el dacă a divorțat, el ce ți-a răspuns? El mi-a spus că a vorbit la notar și mi-a arătat, bine, în momentul ăla nu mi-a arătat foarte multe detalii pentru că nu știa ce se întâmplă, adică nu a venit direct, ia uite actele, ia uite, te plac. Pur și simplu mi-a spus că el este în divorț, intenționează să divorțeze și după care, după anumite discuții pe care eu le-am avut cu el, el mi-a și arătat mesaje în care îmi spunea, în care ei vorbeau și el din august tot asta face, îi trimite mesaje ca ea să accepte o întâlnire la notar. Dar ai simțit că vrea mai mult decât o relație de prietenie dintr-o dată? Acum două săptămâni? Intuiam, să știi că intuiam. Adică nu sunt... Vă dați seama, nu, la 33 de ani nu-ți dai seama când un bărbat te place sau nu. Am simțit că mă place, dar
lucrurile în viața lui erau complicate și am simțit, eu știu că în jurul meu se naște tot timpul o controversă, pentru că nu sunt o persoană să intru în scandaluri și mereu parcă cineva se leagă. La fel a fost și în relația cu fostul meu soț, tot timpul am ales să tac pentru că am crezut că tăcerea rezolvă lucruri, dar uite că cel mai bine e să vorbești și să rezolvi lucrurile. Eu din respect pentru cei care mă iubesc și mi-ascultă muzica fac asta și eu sper ca ei să înțeleagă. Asta, cu siguranță ei vor înțelege. Eu am o nelămurire. O relație de 2 săptămâni încă nu e foarte consolidată. Orice pală de vânt poate să o destabilizeze un pic. Cum s-a aflat, pentru că ar fi fost în interesul ambelor părți, ca această relație de 2 săptămâni să rămână încă în stadiul ăsta de coacere, să se mai îngroașe coaja oului un pic? S-a aflat pentru că noi, sincer vă spun, nici nu ne-am ferit foarte tare. Pentru că el era absolut convins de ceea ce își dorește. Ei aveau discuții despre infidelități, despre nu știu care sunt discuțiile dintre ei, nici nu mă interesează. Și știind că el își dorește foarte mult să facă chestia asta, nu eu sunt motivul. Mi-a și spus de foarte multe ori să știi, să nu te simți vinovată vreodată că tu ai fi motivul unui divorț. Pentru că eu oricum intenționam să fac asta. Au apărut niște fotografii pe rețelele tale de socializare, o fotografie cu un portofel, care, ce să vezi, ăsta a fost portofelul buclucaș, ca să-i spunem așa, de aici ne-am dat seama și de aici soția lui Marian și-a dat seama că Marian este plecat cu tine în Viena, plus o fotografie în care Marian, vezi, Doamne, se vede în ochelarii tăi de soare. Au fost niște fotografii puse cu intenție de tine pe Instagram pentru a arăta că, într-adevăr, ești cu el sau v-au scăpat aceste mici detalii? Nu, eu niciodată nu pun fotografii cu intenție. Pur și simplu era un mic detaliu care mie mi-a scăpat pentru că neascunzându-mă, adică, practic, să zicem că m-am ascuns, dacă e vorba așa, pentru că nu am postat o fotografie cu el. Dar nu m-am ascuns foarte tare, adică nu, și nici nu m-am uitat, să-ți spun sincer, la detaliul ăsta, că cineva s-ar putea uita cine se vede și cine se reflectă în ochelari sau a cui portofelul de pe un scaun. Dar, într-un fel, să știi că mai bine că s-au aflat lucrurile astea, pentru că eu oricum nu sunt genul de persoană care să trăiesc ascunsă și neasumată. Eu îmi doresc să spun lucrurilor pe nume și îmi doresc foarte tare ca problemele dintre ei să se rezolve fără scandal, pentru că nu ne dorim, că cred că niciunul asta. Ai vorbit cu Marian despre toată nebunia asta, bănesc. Ce sfaturi ți-a dat? Nu mi-a dat niciun sfat. De ieri până astăzi. Am înțeles că soția lui a încercat să ia legătura cu tine pe Facebook și pe Instagram și că tu i-ai fi dat bloc la un moment dat. Da, să știi că a încercat să ia legătura cu mine, dar a făcut-o într-un mod foarte vulgar, iar eu apreciez foarte tare discuțiile de la femeie la femeie. Vreau să-ți spun în față ce am de spus, sunt deschisă, dacă vrei să discutăm, discutăm, dar nu în ideea în care tu mă jignești. Și normal că reacția mea a fost una ca să nu mai dau curs, i-am dat bloc. Stai puțin, soția lui, fosta lui soție a vrut să intre în legătură cu tine ca să... Ai înțeles motivul pentru care a făcut asta? Nu, pentru că reacția ei a fost una direct jignitoare. Și atunci eu n-am mai stat când am văzut că ce mesaje primesc, am zis, n-are rost, pentru că eu nu sunt, eu nici măcar nu mă știu certa, nu știu să jignesc pe nimeni. Pur și simplu renunț la discuție. Dacă nu vorbim civilizat, nu mă interesează să vorbesc cu nimeni. Și atunci am dat bloc. Ieri, după ce a apărut toată nebunia asta pe presă, ai luat decizia de a merge la mama ta? Pentru da. A te liniști? Da, și am spus și mamei adevărul și am spus exact așa cum stau lucrurile, pentru că oricum n-are rost să ascund ceva ce oricum se va afla și... În momentul ăsta ai luat vreo decizie de a te despărți de Marian din cauza acestui scandal? Nu. Veți merge în continuare împreună? Da. Ai obosit? Ai obosit? Teo, asta e o întrebare foarte, foarte sensibilă. Nici nu mai contează dacă am obosit. Da, într-adevăr că nu mi-este ușor să...
să văd toate reacțiile oamenilor, exact. Pentru că de fiecare dată se lovește în mine și toată lumea spune, a, ești victimă, pauzezi într-o victimă, dar cu adevărat în viața mea și în casa mea nu știe nimeni ce a fost, ce este și normal că mai obosești din când în când, dar pentru că sunt atâția oameni care mă susțin, oarecum primesc putere și de la ei și de la Dumnezeu și cel mai important om care în momentul ăsta te susține e Marian, al cărui punct de vedere l-am solicitat, iar el a avut amabilitatea să mi-l și acorde. Eu cu Carmen mă cunosc de 2 săptămâni mai apropiat. Ne știm de 8 ani de zile, pentru că ea a cântat la mine la un restaurant care îl țineam pe vremea aceea. Doar că relația noastră cu Carmen este de 2 săptămâni. Cât timp ai fost tu căsătorit? Eu am fost căsătorit 2 ani și 3 luni. Și când au început problemele cu soția? Problemele mele cu soția au început de vreo 8 luni de zile, în care soția mea a stat 5 luni de zile plecată de la mine de acasă la ea la Arad. Să înțelegem că ea a părăsit căminul conjugal. Da. Ok, și care au fost motivele? Moment în care eu am prins-o cu niște minciuni, cu niște infidelități și de acolo eu îi tot ceream divorțul. De 2 luni de zile îi tot îi cer divorțul, am mesaje în care spun că vreau să divorțez. Dar ai dovezi? Ai dovezi în ceea ce privește infidelitățile despre care vorbești? Da, am dovezi. Ce dovezi? Fotografii, filmări? Nu, fotografii nu am, doar mesaje și recunoașterea soției că a fost cu cineva la cafea. Dar ea de ce a plecat inițial de acasă? Luna august a plecat inițial de acasă pentru că taică-su era bolnav pentru câteva zile și nu s-a mai întors vreo lună de zile. Ulterior ea a revenit în căminul conjugal și v-ați mutat împreună. Da, ea a revenit în căminul conjugal prin iulie, cred că, și ne-am mutat împreună până în august. Ok, și care este motivul oficial al divorțului? De ce ai depus tu actele de divorț? Motivul oficial al divorțului este infidelitatea pe care mi-a dat-o de vreo trei ori. Și de ce nu are loc acest divorț la notar? Pentru că nu dorește. Bianca nu dorește la notar. Ți-a cerut ceva în schimb? Da, mi-a cerut ceva în schimb. Eu i-am acceptat să-i dau orice mi-a cerut în schimb, doar că... Ce anume? Hai să detaliem puțin care au fost condițiile ca să divorțați la notar. Mi-a cerut o anumită sumă de bani, dar e mai bine să nu spun. Și eu i-am cerut o condiție că îi voi da acea sumă de bani, dar dacă nu mai lovește pe Carmen, că ea chiar n-are nicio vină în situația noastră. Poți să ne zici măcar estimativ despre ce sumă de bani este vorba, ca să ne facem o idee? 50.000 de euro. Și tu erai pe punctul să-i oferi această sumă? Da, eram pe punctul să-i oferi această sumă în momentul în care nu mai lovea nici în Carmen. Pe Carmen ne-a cuplat în urmă cu 2 săptămâni, unde ea a cântat la un eveniment și eu, într-o pauză de aia, am luat decizia să merg să povestesc cu ea și de acolo s-au legat toate. Niște sentimente foarte frumoase între noi. Ea, Carmen, este un om minunat. Poate ai de gând să ajungi și cu ea în fața altarului? Da. Dacă o să reușesc să divorțez, o să am de gând să arunc și cu ea în fața altarului. A, uite că ești foarte decis, chiar după 2 săptămâni a fost un răspuns foarte ferm. Este un om minunat. Spuneam că Marian este principalul tău susținător și am dovedit-o cu probe pe care ni le-a furnizat chiar el. Consider că ceea ce ai auzit s-ar putea traduce printr-un fel de cerere în căsătorie? Nu știu, dar am rămas șocat așa, deci am auzit că nu știam ce va spune. Da, într-adevăr, sunt... Ce să spun? Mi-e și frică să mă bucur, să știi. E un sentiment foarte plăcut să fii iubit și să vorbească cineva așa frumos despre tine. Colega noastră a vorbit cu Marian la telefon și l-a întrebat ferm dacă și-ar dori să ajungă cu tine la altar și răspunsul lui a fost da. Acum te întreb pe tine, dacă Marian... Nu cred că a căzut Skype-ul exact în momentul ăsta. Gata, te văd. Dacă în momentul ăsta Marian vine acasă și se așează într-un genunchi și te cere de soție, răspunsul tău ar fi... Da? Păi să ne audă Marian, zic! Eu cred că discuțiile astea s-au purtat deja, Andrei, părerea mea. Ar fi o precizare pe care mi-aș dori foarte mult să o fac. Bianca, fosta soția lui Marian, are la rândul ei dreptul la replică și conform deontologiei și conform legilor în vigoare. Deci oricând dorește să-și exprime un punct de vedere, este liberă să o facă în cadrul emisiunii noastre cu tot dragul. Ne întoarcem însă la Carmen, căreia o să-i pun niște întrebări. Pentru mine, pentru... Nu știu cum să spun. Pentru liniștea mea sufletească, niciodată un bărbat n-a făcut
cât a făcut Marian pentru tine. A pus la bătaie o sumă uriașă, doar ca să nu mai fii tu lovită. Știai că el a făcut asta? Da, mă, iartă-mă, te rog, Teo, mă sună toată lumea și probabil că nu mă vezi mereu. Nu-i nicio problemă. Da, știam că el a făcut asta, pentru că am fost în Viena când ei au purtat discuția asta și au purtat-o prin mesaj. El i-a spus nu mai lovi în Carmen, pentru că Carmen nu are nicio vină. Da, sunt într-adevăr plăcut surprinsă de gesturile pe care el le face și de modul în care mă apără. Și îi mulțumesc. Ai nevoie să fii apărată? Într-o situație de acest gen, când toată lumea lovește în tine, pentru că, în general, vina este a celei de-a treia persoană și, cum eu sunt, să zicem, cea de-a treia persoană, lumea a înțeles total greșit, pentru că o primul om care apare la televizor, ăla se zice că spune adevărul, dar vă mulțumesc pe această cale că am putut să spun partea mea de adevăr și să apar și să le spun oamenilor ceea ce este cu adevărat între noi. Cât de importantă e opinia lumii pentru tine? Lumea nu trăiește în casă cu tine. Lumea nu te face să zâmbești. Să știi, Teo, că niciodată nu mi-am dezamăgit oamenii pe care mă iubesc, niciodată nu i-am dezamăgit și îmi doresc să fie așa în continuare, pentru că eu nu mi-am dorit niciodată să mă implic în scandaluri și am tratat fix ca o doamnă fiecare scandal. Și chiar și când s-a spus urât despre mine, am încercat, eu le văd, dacă nu le spun, nu înseamnă că nu le și văd. Dar am tratat lucrurile așa, am zis că ele trec de la sine și că să las lucrurile să se rezolve. Ce am înțeles noi de aici, mai ales după scandalul de ieri și după discuția ta cu tine, este că Carmen de la Sălcioa, din punctul meu de vedere, dacă pot să am un punct de vedere și în urma tot ceea ce am văzut, nu a intrat în relația nimănui. Există niște acte doveditoare că există un proces pe rol de divorț de cel puțin 2 luni, că există 2 oameni fericiți care se iubesc și restul, eu zic că ar fi bine să nu mai ne băgăm cu bocanci în viața oamenilor fără să cunoaștem toate detaliile în general. Vorbesc? Lucru pentru care tocmai spuneam că fosta soția lui Marian, Bianca, este liberă. Dacă are altceva de spus, da, cât despre voi, Carmen și Marian, acum noi suntem nași, dacă tot ați spus da, vă așteptăm împreună pe canapea să râdem și să ne simțim bine, să facem un joculeț frumos. Vă mulțumim mult de tot și ție și lui Marian că ne-ați ales pe noi. Mulțumim. Și mulțumim pentru sinceritate. Pe curând și pe zâmbet. Da, că avem nevoie.